După ce inițial au fost lăsați liberi, cei trei agresori ai activistului din Buzău au fost reținuți. A fost nevoie ca imaginile să apară în spațiul public pentru ca poliția să își dea seama că bătăușii reprezintă un pericol public. Între timp și cei doi agenți care au privit impasibil cum bărbatul este agresat vor fi cercetați de superiorii de la București. Contactați de B1 TV, oficialii ai IPJ Buzău au declarat că intervenția a decurs bine, procedural. Iată însă imaginile desprinse parcă din vestul sălbatic. Atenție, acestea vă pot afecta emoțional. Acestea sunt imaginele cu agresorii pe care poliția nu i-a considerat inițial un pericol public. Abia după ce cazul a ajuns în atenția presei, oamenii legii au găsit de cuvință să-i rețină pe cei trei agresori. Încă de ieri, imediat după primirea sesizării și imobilizarea persoanelor turbulente, au fost demarate cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea și supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Buzău, dosar penal în cadrul căruia, în funcție de materialul probator administrat, urmează a se stabili cu exactitate delimitarea încadrării juridice a faptelor în dinamica săvârșirilor.